Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din seria noastră cu Hexit. Ok, bă, fraților, cred că în acest episod o să explorăm ideea că am găsit un castel și un turn de ăsta super șmecher. Dar deocamdată o să merg la castel. După cum vedeți, mi s-a stricat electric staff-ul. Ideea că mai e doar foarte puțin și trebuie să ne facem altul și să le înceantăm. Chiar și cu un breaking 3 s-a stricat extrem de repede. E bine că mai am o esență de aia și pot să craftez din nou. Și știți și voi cum merge treaba. Un like acolo dacă vreți să mă susține sau alte chestii. Ok, o să facem un de ăsta și apoi un de ăsta. Ok, bun. Deci trebuie să facem deocamdată un bolț de ăsta. Cum să numeam? De aia nu mai știu. Ah, staff, ok, da. Și apoi trebuie să facem un electric staff, ok, bă, fraților. Și acum trebuie să-l înceantăm. Ideea e că e un bug de ăsta, adică poți să înceantezi electric staff cât vrei tu, pentru că nu-ți ia nici măcar puțin XP sau ceva genul. Și plus că poți să le înceantezi cu toate prostiile astea, uite. Ok, punem toate prostiile pe el. Bine, în afară de ăsta, ok, nu mai contează. Ok, ceva genul. Și l-am făcut super mega OP. Ok, bă, ce că ar fi un bug de ăsta, de exemplu, dacă mă duc in the end. Dacă mă duc in the end și iau piatră de aia, aș putea să-mi craftez un, adică o masă de enchant și că nu mai cere level sau ceva genul, încât am înțeles eu. Mi-a spus cineva în comentarii. Hai să dăm un water clear. Pentru că nu-mi place că ninge acum și haide să merem. Ok, mă uitam să n-am microfon iar pe mute. Haide să merg la castelul ăla. Parcă era pe undeva, păi este că am pus un semn de la. A, uite-l mai aici, ok. Castelul 1, am scris. Ok, o să mergem la castel, bă, fraților, și o să-l explorăm. O să bate și boss-ul. Exact la fel ca ăla în care stau eu acum. Asta trebuie să fie pe undeva pe aici, mă las eu puțin la bătaie cu el. Ok, bloc, da, vreau să luăm toate astea. Far staff, ok, am găsit o chestie tare. Ok, niște buți de aia. De fapt, hai să-i punem pe ăștia, oricum mai erau distruși. Esență de aia bună, o chestie de-asta. Ok, bun. Parcă ultima dată când l-am văzut era pe undeva pe aici. Bine, mă lasem puțin la bătaie cu el. I-am dat vreo 2-3 săbii. Nu de-alta, dar vreau să... A, cred că a dispărut, mă. Sau nu știu, era pe undeva pe aici oricum. Cred că dacă te bați cu el... Ia, ce bine stă ăsta, bă, ce bine stă pe porc. Ia, călărești un porcușor. Ok. Porcușor, bă, hai să-i dăm una. Ia uite-l dracu, bă, ce călărește porcușor. Lasă-mă, porcușor, bă. Asta e cina mea, gata să-l omorâm. Bă, săracul porcușor. Ok, bun. Bă, cred că e... What? Ia uite, bă, ăsta dă ture cu porcușorul. Dar uite ce repede aleargă. Mai rău ca un cal de la curze, știi? Ok. Bă, fraților, la episodul trecut am strâns 40 de like-uri. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru suportul acordat și pentru like-uri și comentarii și chestii. Bă, chiar apreciez. Bă, dar ce aleargă ăsta cu porcul, bă? Ești nebun! Ok. Haideți să fugim. Bă, cred că e o chestie aici. De exemplu, uite. Hai să folosim ăsta puțin. De exemplu, boss-ul stă aici sus, vedeți? Adică mereu îl găsești, uite, pe undeva pe aici. Și de exemplu, dacă dai în el și, nu știu, îl duci departe de castel, cred că să dispare, știi? Cum am făcut ca la castel. Ca la castel trecut, da. Nu vine, sunt foarte obosit acum când filmez, deci îmi par dacă se greșesc sau chestii. Sau dacă se fie comentarii mai prost sau chestii de genul, dar asta e. Ok, deci v-am scandat puțin în el și era pe undeva pe acolo și cred că a dispărut, mă. Da, și așa cred, acum nu știu, sau s-o fi dus aici înapoi. Mamă, bă, frate, dacă sunt. What the fuck? Bă, da, sunt mulți, bă, nu glumă. Le pare și o chestie. Ia uite, creeper, pe aici, mamă, dezastru total. Hai să folosim chestia asta, să văd cum funcționează. What the fuck? Mamă, deci chestia asta e super mega OP. Bă, frate, serios? Uite cât de tare e. What the fuck? Deci uite, îi termin cu chestia asta. Zici că am flame tower de la, știi? Ia să fac acum o poză. Ok, să am pentru thumbnail.
Ok, dar s-a dus extrem de repede. Dar nu e baia am leșinat pe pretinaș. Hai să dăm coarcă acum. Bă, fugi. Mamă, frate, cât de tare poate să fie chestia aia. Cred că o să-mi crafte și unul. Stai că dau toți ăștia mine acum și... Nu, e bine. Bă, frate, de-am leșinat pe ăștia. Hai să mai stau puțin cu scutul ca să se refac viața. Și haideți să fugim că nu mai facem față. Bossul nu cred că-l mai găsim acum, dar... Nu știu, poate găsim ceva chestii pe aici. Da, chiar vreau să spuneți în comentarii despre chestia asta. Dacă dai în boss sau în rege și îl alungi de lângă castel, adică îl duci pe undeva pe aici, pe lângă castel și după aia pleci, cred că presupun că dispare, nu? Nu știu, habar am acum. Eu văd că nu mai e pe aici. Chiar îmi făcea plăcere să-l bat acum. Ok. Bă, cred că o să-mi fac și un... Trebuie să-mi craftez neapărat un fire staff. Pentru că era de slow pe ea, adică zici că aveam un... lansator de la de flăcări, știi? Aruncător de flăcări, mă. Lansator, la tot. Aruncător de flăcări, bă, frate, super mega OP chestia aia. Dacă îi punem și... Adică dacă le enchantăm și punem un unbreaking 3 sau ceva genul, e genial. Ok. Văd că boss-ul ăsta nu mai e pe aici. Regele a dispărut, hai poate mai lutăm câteva chestii, poate mai găsim ceva interesant. Ah, pe castelul ăsta e la fel că ăla, mă. Exact la fel, e ok. Mamă, ce pat micuț. Jumătate de pat. E un bug sau mi se pare mie? Bă, nu e, nu știu. Mai găsim ceva chestii pe aceea, pe... Oh, diamante. Ok, bun. Chiar avem nevoie de diamante. Niște esențe, niște torțe. Dar stai că o să vină ăștia toți acum pe mine și chiar în chef. Haideți să mai lutăm câteva chesturi să plecăm de aici. Oh, o chestie faină. Fierul presupun că nu o să mai iau, adică am destul fier. Plus că, na, găsești peste tot, deci nu e bai. Ia uite, ăsta are o pană. Ăsta are o pană, ăsta e indianul, cum să zic, indianul șef? Nu știu. O, asta cargă cu o chestie, cu o plasă de-aia. Da, e full diamond. Da, la ce arcam? A, mi-a spus ceva într-o comentarie, că de ce nu mi-am enchantat, de ce nu mi-am pus Infinity 1 pe arc? Bă, frate, nu mi-am pus pentru că nu mai puteam să-mi enchantez pentru că nu mai aveam level. Dar chiar hai să mai bată câțiva de ăștia, poate mai facem ceva level pe aici. A, vine prostul să le dă viață. Dar nu e bai, l-am omor repede. Ok, gata. Ok, mi-a dat diamant aici, uite. Dar uite ce level faci, bă. Dar chiar, adică să mai omorăm câțiva de ăștia și să... M-au cu două ăștia cu arc. Să mai facem ceva level pe aici. Văd că fac destul mult level. Adică am omorât câțiva de aici, am făcut 4 levele. Deci e super mega ok. Haideți să luăm repede. Luăm tot felul de esențe, tot felul de chestii. Plus că ăștia cred că îmi dau diamante. Dropează diamante dacă eu mor. Stai, mi se pare că am inventarul plin, nu pot să-l iau chestia aia. Un pic. A, dropează chestii ăștia, mă. Haideți să vedem. Să-mi arunc și în prostiile astea, cum ar fi fierul, gold-ul, prostia asta. Ok, am găsit o chestie șmecheră. Un fel de lingou așa, uite. Uite cât de tare e, dar nu știu ce poți să faci cu el. Water bucket. Ah, ok, mă. E ca o găleată infinită, ca să zic așa. Sau cel puțin așa cred. Ok, îmi pun asta pe aici. Haideți să pun și chestia asta. Și după cred că o să merg acasă să... Să-mi înceantez chestii și să-mi faci un... fire... cum se numea chestia? Fire staff sau ceva genul. Ok. Mi se pare super mega OP. Deci e genial chestia, frate. Aruncător de flăcări, Minecraft. Șoc și groază. Aruncător de foc în Minecraft. Haideți să batem și pe ăștia. Ok, bă, frate, nu mai am săgeți, serios. Se pare că am rămas fără săgeți. Deci am nevoie neapărat de un... Ok, stai că a dropat asta un... o chestie asta. Deci putem să ne mai facem un electric staff.
Trebuie să ne punem neapărat Infinity 1 pe arc, deci neapărat. Pentru că să duc săgețile extrem, extrem de repede. Ok, haideți să mai lutăm chestiile astea, să plecăm. Ok, diamante, niște buți. Să luăm și prostile astea de aici. Poate e un bug sau ce, adică... Ok, patrule astea sunt normale, nu știu. Ah, ok, săgeți, bun, mă. Stone și de ok, n-am nevoie. L-am pus la de fier, ca lumea. De ăștia n-am nevoie. Ok, haide să vedem. Parcă mai sunt... Ok, două chestii aici. Hai să luăm prostia asta și... Ok, nimic important. Nu o să stau acum să lutez toate chesturile. Probabil o să fac chestia asta off camera pentru că na, nu vreau să pierd timpul. Acum haide să merem înapoi acasă. Ok, uite în această parte. Bă, dar chiar și pe Unbreaking 3 se duce chestia asta destul de repede, adică nu știu ce să zic. În fine, nu știu. Haideți să-mi pun esențele undeva pe aici. Uite, asta, 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 asta și astea două. Uite și asta, ok. Și acum haideți să vedem care-i treaba cu... Haideți să-mi înceantez arcul. Bă, dar e puțin distrus acum dacă-i pun... dacă-i pun... Nu pe armă, cum zice, Infinity 1. Haide, parcă mai aveam un arc. La fel că ăsta, poate îl găsim pe ăla și le înceantăm pe ăla mai bun. Dacă îl mai găsim, știi? Ok, ăsta nu e bun pentru că e de fier. Bă, sau cel puțin așa cred că avem acum, habar n-am. Sau n-aveam? Nu mai știu. Am de ăsta de fier. Ok, tot fel de prostipași. Dar trebuie să stau să-mi curăț inventarul. Uite așa. Ăsta e în fel gunoi, știi? Îl aruncăm aici. Nu o să stau acum să fac chestia asta, am aruncat doar câteva, ok. Haideți să ne culcăm. Să ne culcăm ca să facă zi, bă. Pentru că e noapte, nu? Science Beach, ok. Haideți să ne înceantăm arcul ăsta, tot n-am ce să facem până la urmă. Asta e, nu e bai, punem... Infinity 1, ok. Și poate punem și un power. Un power 5, mamă, e super mega OP. Asta dacă pun power 5, nu mai poți pune Infinity, uite. Îi punem power 4 și Infinity 1 sau power 3. Power 3, power 4, ok. Power 4 și Infinity 1. Hai că e slow pe aici, ce să mai... Deocamdată, știi, pentru început așa. Chiar dacă mi-a luat Macus.